Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Viața merge înainte, prieteni, ați văzut, se ridică restricțiile, se mai relaxează lumea, încet, încet ne pregătim să revenim la viața normală, mă rog, care pe unde poate, și asta aduce după sine și nunți. Da, petreceri, nunți, botezuri. Da, petreceri, cheltuieli, frate, din ce în ce mai mari. S-au scumpit, tati. S-au scumpit? Maica mea. Dar tu de unde știi? Are fratele meu botez în curând. Am și botez. Da. Dar nu m-am ocupat. Nu știi tarifele? Nu m-am ocupat. Hai că nu te indispun acum, zic ce ai cu acolo. O mireasă din India și-a părăsit mirele la altar pentru că avea cunoștințe minime de matematică. Asta e ca un exercițiu de dicție. Mireasa și-a părăsit mirele că avea cunoștințe minime de matematică. Viitorul soț nu știa tabla mulțirii cu 2. Nu, 2? Da. După ce a picat testul, deci i-a dat test. Și după ce asta a picat testul, ia zi măi, Rajesh, cât face 2 ori 2? Face 2 ori 2. Da. Cât face 2 ori 2? Nu știu. Mireasa și-a luat tălpășița, relatează adevărul.ro, și-a luat tălpășița, o și văd, și a spus ulterior că nu se poate căsători cu cineva care are cunoștințe minime de matematică. Deci se putea... Când aduce rest, când îl trimite la pâine. Se putea scăpa doar cu atât. Înțeleg. Păi da, dar pe noi de ce nu ne-a întrebat? Totuși, nouă de ce nu ne-a oferit șansa asta? Că ne-am căsătorit. Hai, nu cu tabla mulțirii, dar măcar un radical putea să încerce, să ne ofere o șansă. Dați-ne o șansă, vă rugăm frumos. Auzi, eu și văd la starea civilă pe Ione. Ione, mă... Ione cu gheba la sub braț. Da. Hai să râzi. Ione, îmi dădea testul și-mi șoptea răspunsul. Un apropiat al miresei a spus ulterior că familia mirelui nu prea dăduse informații despre educația bărbatului. Deci asta nu s-a spus. A fost căsătorie aranjată. În India se nuntă PNV cum... Da. Cum a fost odată. Da. E posibil să nu fi mers nici măcar la școală. Familia mirelui ne-a înșelat, a spus unul dintre, mă rog. Așa e, prezintă ca pe armăsări, cum știi? Și parmăsare. Băiatul nostru are 80 de kg, 70. De ce ai început cu greutate? A făcut, mă rog, ochii albaștri, a făcut liceul la Seral. Da. Vezi că pe tabla mulțirii nu-l bate nimeni. E tot, dacă sună de la dublu sau nimic, de la dublu sau nimic New Delhi, da. Rezolvat. Minimum 3 întrebări face. Da. Și acum se discută în familie celor doi să-și returneze darurile și bijuterile oferite, reciproc. Așa la dă ghiulul, ea dă lănțicul. Eu cred că important e cine face numărătoarea. Cred că aici mireasa are un avantaj. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.